Cuvintele îi sunt liber acum, pe care Halil Brahim Ceyhan le-a spus în timp ce se distra cu prietenii săi, au lovit agenda revistei ca o bombă. Această declarație a dus la multe speculații despre viața privată a lui Halil Brahim și relația sa cu Slatyr Colu. Aceste cuvinte ale celebrului actor au avut repercusiuni ample pe rețelele de socializare și în presa tabloidă și au stârnit diverse comentarii. În urma acestor cuvinte ale lui Halil Brahim, au început să se facă diverse predicții în rândul lumii revistei și al fanilor. În timp ce unii au sugerat că această declarație ar putea fi un punct de cotitură în relația dintre Halil Brahim și Sila, alții au susținut că aceste cuvinte au fost înțelese greșit și spuse într-un context diferit. În urma acestui incident, conturile de socializare ale lui Halil Brahim și presa tabloidă au fost inundate de comentarii și speculații care încercau să dezlege sensul acestor cuvinte și impactul lor asupra relației de cuplu. Fanii sunt curioși de relația dintre Halil Brahim și Sla și de semnificația reală din spatele acestei declarații. Imediat după această declarație a lui Halil Brahim, Slatyr Colu nu a făcut nicio declarație. Acest lucru a provocat și mai multă curiozitate și speculații în rândul presei și al fanilor. Fanii cuplului au început să se îngrijoreze dacă această tăcere a fost o problemă în relația lor. Cu toate acestea, detaliile care au apărut mai târziu au arătat că cuvintele lui Halil Brahim au fost înțelese greșit. Potrivit informațiilor primite din surse apropiate, declarația lui Halil Brahim "Sunt liber acum" mi se referea la un succes personal sau la un pas important în carieră și nu exprima o situație legată de viața sa privată. După ce acest lucru a devenit clar, speculațiile despre relația dintre Halil Brahim și Sla s-au calmat. Fanii cuplului au fost ușurați să primească confirmarea că această neînțelegere a fost rezolvată și că relația lor era pe baze solide. Această fluctuație după declarația lui Halil Brahim Ceyhan, "Sunt liber acum", a dezvăluit încă o dată importanța ca mass media și fanii lor să fie atenți în modul în care interpretează cuvintele celebrităților. Acest incident, care a rezultat dintr-o simplă neînțelegere, s-a transformat într-o poveste majoră de tip tabloid, arătând cum cuvintele pot fi interpretate în diferite moduri și efectele lor. După această neînțelegere, relația dintre Halil Brahim și Sla a început să fie urmărită cu mai mult interes și curiozitate. Fanii cuplului au arătat și mai multă încredere și sprijin în relația lor și angajamentul lor unul față de celălalt. Această situație s-a remarcat ca un factor care a întărit relația dintre Halil Brahim și Sla. În plus, acest incident a afectat și modul în care Halil Brahim și Sla au fost percepute în fața presei. Duul și-a arătat încă o dată maturitatea și profesionalismul tratând astfel de neînțelegeri corect. Acest lucru le-a crescut prestigiul public și i-a consolidat nu numai ca artiști de succes, ci și ca personalități care atrăgând atenția mass media. Această declarație neînțeleasă a lui Halil Brahim a dezvăluit, de asemenea, amploarea interesului public în viața privată a celebrităților. S-a înțeles încă o dată că fiecare cuvânt și acțiune a vedetelor este urmărită îndeaproape de mass media și fani și este deschisă la diverse interpretări. Acest lucru a evidențiat importanța menținerii echilibrului delicat între viața privată a vedetelor și imaginile publice. Drept urmare, incidentul în care cuvintele lui Halil Brahim Ceyhan "Sunt liber acum" i-au fost înțelese greșit a modelat percepția atât a presei, cât și a fanilor față de viața privată a celebrităților. Acest eveniment a fost considerat un punct de cotitură care a consolidat relația dintre Halil Brahim și Slatyr Colu și le-a crescut reputația în fața publicului. După această experiență, cuplul a devenit și mai puternic și angajamentul lor unul față de celălalt a fost întărit.